Numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube Școala de Trading. Înainte să începem analiza tehnică, vreau să vă explic ceva. Din punctul meu de vedere, chartul, da, sau analiza tehnică, am spus și o spun mereu, este cea mai importantă. Ăsta e și motivul pentru care văd lucrurile foarte clare sau din ce în ce mai clare. Foarte important, de fapt, este răbdarea. Foarte mulți nu au răbdare, se panichează și vând în pierdere. Asta este cea mai mare greșeală pe care o fac majoritatea începătorilor. Bun, haideți acum să vedem ce face piața. Vă povesteam ieri că aveam o rezistență foarte puternică la 39.000, pe care a rupt-o direct până în rezistența de la 44.000. Vă tot povesteam de acum câteva zile că o să mergem să testăm 44. Mai devreme sau mai târziu l-am testat. În funcție de ce o să fac acum, da, dacă mergem pe un time frame mai mic, o să observăm că avem un symmetrical triangle cu o rezistență pe care se pare că a rupt rezistența, o testează să vedem dacă o ține ca și suport și o să vrea să meargă mai departe. Mai departe ce înseamnă? Din punctul meu de vedere, mai departe trebuie să mergem undeva peste 45-46.000. Dacă mergem pe weekly, haideți să vedem ce avem aici. La 45.000 avem o rezistență foarte, foarte puternică, da? Este exponențial moving average rebound, da? Asta înseamnă că avem nevoie de o lumânare peste 45.000 ca să luăm suport. În momentul în care l-am luat suport 45.000, am intrat înapoi în bull market. Da? Ăsta e primul semn că am intrat în bull market. În momentul în care rebound, da? Exponențial moving average rebound, este sub noi ca și suport. Bun. Dacă mergem pe un time frame mai mic, deci nu uitați, 45.000 este rezistență. Bun. Acum haideți să mergem pe daily. Vedeți că am ieșit. Pe daily, atâta timp cât suntem deasupra, suntem în bull market. Da? Pe daily. Bun. Haideți să vedem ceva foarte interesant. Pe o zi. Haideți să ne uităm la Gaussian Channel să vedem ce ne zice. Gaussian Channel ne spune la fel. 45.000 este rezistența, da? Mergem mai departe să vedem ce avem aici. No, EMA, ok. Bun, scoatem Gaussian Channel și o să observăm așa. Exact la 46.000, 45.646.000, da? Avem EMA 200. EMA 200 este foarte, foarte puternică. Din punct de vedere, atâta timp cât suntem sub EMA 200, da, suntem bear market. Da? De fiecare dată când am urcat, l-am luat suport, suntem bull market. Dar partea cea mai interesantă este că EMA 200 nu putem să-l rupem decât cu mult volum. Ceea ce ar însemna zona asta 45.500 este și rebound, este și EMA 200, cam aici se întâmplă toate și totodată e și rezistența asta foarte puternică. Ar trebui să ducă, să urmeze săptămâna asta o lumânare peste undeva la 48, 47, 46 și apoi să consolideze între 46 și 50.000. Da? Asta o să urmeze în zilele următoare, dacă nu săptămânile următoare. O să vedem în funcție de ce se întâmplă. Totodată vă povesteam că pe o lună, acum câteva zile, important e să avem o lumânare cât se poate de bullish. Într-adevăr, am avut o lumânare bullish, dar nu suficient încât să o înghită pe cea bearish. Da? Ceea ce o să întâmple acum luna asta, o să vedem. Fie poate să meargă, da, și să urce foarte frumos, vedem ce o să facă dacă rupe 46, fie dacă nu, să consolideze aici. Dar eu, mare parte, cred că va urca și va lua suport 45.546 și apoi se consolidează între 46.50 și apoi o să meargă mai departe. Bun? Haideți să vedem pe weekly. Pe weekly am avut săptămâna trecută un doji.
Da? Se pare că săptămâna asta s-a închis foarte bine, da? Foarte bine. Am avut un volum foarte mare și a închis peste, a înghițit tot. Bun, haideți să ne uităm un pic pe BELIX, fiindcă pe BELIX vă tot spun de câteva zile. Haideți să vedem ce avem aici. Pe BELIX avem suportul critic, da? Din punctul meu de vedere, linia galbenă este suportul critic. Suportul critic care a fost respectat cu strictețe de fiecare dată, da? 45.800, aproape 46, este EMA 200. La fel, gândiți-vă că totodată este și o rezistență foarte puternică. Avem și Ribbon aici, deci ar trebui ca zilele următoare să ne consolidăm și apoi să plecăm și să luăm suport 45.500. Dacă rupe 45.500, clar suntem bullish și, cum spuneam eu mai de mult, back to business. Dacă nu-l rupe și ia rezistență, sunt șanse să ne întoarcem înapoi la suport. Ce o să facem la suport, o să vedem. Dar cu cât testează de mai multe ori o rezistență, cu atât sunt șansele mai mari să o rupă. Bun, atât legat de Bitcoin, haideți să încercăm să vedem și câteva proiecte BNB. Se pare că și BNB-ul este într-un tipar foarte frumos, aștepta să rupă această rezistență și apoi puteți să intrați, că suntem bullish pe această monedă. 2 secunde. Deci ar trebui să rupă, să lea suport și să plece. Bineînțeles, poate să mai consolideze și să plece tot timpul. Dar ideea că am avut un double bottom, da? Și ideea că trebuie să așteptăm să confirme, să rupă trendul. Bun, haideți să ne uităm la Gala. Un proiect foarte bun. Un proiect din Metaverse, care are potențial foarte mare. Și am avut așa. Am avut o rezistență pe care a ținut-o. Deci rezistență, 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 da? A rupt rezistența. Ceva de genul. Ceva de. Da? Rezistență, 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 a rupt-o și a mai venit încă o dată să o testeze. Dar de aici avem, vedeți, double bottom, de aici sunt șanse foarte mari, da, să plece. Dar așteptați, încă o dată mai avem un trend. Da? Așa. În momentul în care va rupe acest trend, sunt șanse foarte mari să mergem la următoarea rezistență puternică de aici. Avem una, două, astea sunt mici, da? Pe termen mic, termen scurt, nu ne afectează. De exemplu, când o monedă a rupt un trend, putem să stăm liniștiți că mai devreme sau mai târziu va ajunge în vârf, da? Mai devreme sau mai târziu. Bun, haideți să vedem și Egoldu. Egoldu, EGLD. EGLD a creat ceva foarte frumos, asemănător cu Gala. Din punctul meu de vedere, moneda asta a avut și are potențial în continuare foarte mare. Gândiți-vă că de aici targetul este undeva la 500. Cu totul că durează, da? Poate să fie o săptămână, poate să fie o lună, poate să fie 2 ani, depinde ce face Bitcoin, nu? Da? Dar de fiecare dată când intrăm într-o monedă, trebuie să ne gândim dacă intrăm la un suport bun sau intrăm de dragul de a intra. Din punctul meu de vedere, trebuie să ne educăm încât să înțelegem că trebuie să intrăm la un suport foarte puternic. Bun? Iar lucrul ăsta ar trebui să-l învățați toți. Bun. Deci se pare că avem double bottom. Primul target puternic ar fi undeva la 163, 205, 247 și tot la mai departe, se vede clar. În principiu, cam atât, da? Vreau să încercați să fiți mai răbdători. Vreau să încercați să vedeți lucrurile total diferit față de mulți alții care se aruncă cu capul înainte fără să vadă lucrurile clare. Și vreau să încercați să învățați mereu.
Adică să învățați lucruri care vă ajută să evoluați. Bun? În principiu cam atât. Vreau să vă doresc o zi minunată. Din punctul meu de vedere, da, analiza tehnică are nevoie de foarte multă răbdare. Da? Bun, vreau să vă doresc o zi minunată, baftă și Doamne ajută!